Hei, salut prieteni! Ăsta e un pricolici. Și dacă ar fi să fie doi, ar fi de fapt tot unul singur. Pentru că s-ar numi la fel. Lucru care mi se pare foarte neinspirat. Adică un pricolici și doi pricolici. Și chestia asta mă face să urăsc aproape la fel de mult cât urăsc cuvântul transfumanță. În mitologie românească, un duh rău care după moarte ia înfățișarea altor animale. Pe Wikipedia, articolul din engleză îl combină între un vârcolac și un vampir. Și vârcolacul e văzut ca ceva mai apropiat de un goblin. Strigoiu își păstrează o parte din trăsăturile antropomorfe pe care le avea în timpul vieții, adică e capabil de rațiune, sentimente și chestii de genul ăsta. Pricoliciul nu. Devine pur și simplu un fel de lup feroce. Atât de feroce încât se crede că doar oamenii cu adevărat răi ajung să fie pricolici. Pentru că, aparent, singurul scop al unui pricolici este să fie opacoste și să rănească nevinovați. Adesea, cazurile de consanguinitate erau considerate pricolici, adică copii între persoane înrudite. De asemenea, terminul de pricolici primeau și copiii foarte neastâmpărați. Cam cum ar fi fost Denis.